Da, observ că asta a fost singurul warm-up din match, așa că cred că putem începe cu vorbăra aia. Oh, aici da. Suntem aici cu deja prea obișnuiți cu meciurile de luni, cu câte meciuri se programează luni mai nou, în zilele de vineri și de luni, numai în weekend, pare lumea că nu mai are timp să joace. Da, este osurotor în 2023, stadiul de Round of 16 în Winner's Bracket. Meci dintre seed numărul 5 Shrikyun și seed numărul 12, care ar trebui să fie mai high în mod normal, HowlPleb. Eu sunt Titus, as usual, joined by Fallen Angel D, și în mirobolantă asta seară de luni vom asista la acest meci pentru a decide cine va merge în quarters de winners și cine va cădea în losers începând de săptămâna viitoare. Mai ales o poziție de evitat, având în vedere că de săptămâna viitoare losers va juca două meciuri, deci not a position you'd want to be in. Vedem banurile de pe partea lui Shrikyun, care respectă streamability-ul lui HowlPleb, banează în omul 2, iar HowlPleb poate nu se simte neapărat prea bine pe Hidden, banează Hidden 2. Și vedem direct, right off the bat, un gimmick pick din partea lui Shrikyun pe omul 6. Omul 6-le asta nu pot zic e o hartă deosebit de dificilă relativ la restul pool-ului, dar sunt anumite puncte din hat, anumite deep spike, cum ales cu niște flow patterns overlapped unul peste altul, pe care poți să dai miss foarte ușor, dar dacă poți să citești acele overlaps, nu e mechanic requirement foarte intens. Da, dar pare să fie tricky în unele momente, overlap-urile astea. Mai ales dacă reacționezi destul de prost la reading. Poate să aducă dificultăți, mare parte, și clientul iar își buguiește, mulțumesc, client. Da, either way, am reușit să trăiesc jos ca să văd death grips în orătă in the map pool, nonetheless. O, și vedem pe HowlPleb cu miss-ul pe acel triunghi, cred că a fost. Acele overlap-uri care își schimbă direcția, foarte tricky să îți menții mupere. Totuși vedem și pe Shrikyun, am jucători cu câteva dificultăți pe începutul ăsta de hartă. S-ar putea foarte bine să fi fost cea mai exersată hartă din map-ul pentru cei doi. HowlPleb, mai ales Shrikyun, e foarte rău, chiar nu știu dacă a dat practice, dacă asta e un sighted sau nu, deoarece e o performanță abnormal de rea în mapa asta. Poate nici reading-ul nu-i pe partea sa în momentul de față. Pentru Shrikyun îi pare că situația e un pic mai bine, mai ales a avut începutul puternic și o continuă destul de bine, mai ales doar unele părți care au fost tricky, au pus dificultate. Dar vedem pe Shrikyun stabilizându-și combo cât de cât, în timp ce HowlPleb încă chinuit se pare de reading în mare parte, nici nu știu, da, cred că e reading-ul. E reading-ul, e reading-ul, gimmick-ul nu-l ajută, mai ales gimmick-ul ăsta de overlapping, nu cred că e skill set-ul său. Da, dar asta am zis, l-am descris ca fiind un mechanics player, nu o să-l vezi având performanțe incredibile de cele mai multe ori pe cei reading-oriented, poate uneori și alternate sau tech-oriented, și de asta cred că și când va încerca să abuzeze pe tot parcursul meciului, dacă dorește să ia puncte de pe HowlPleb, având în vedere cât de strong, probabil că o să fie pe orice mai tapping-oriented, mai ales. Deci, bine, există selecție pentru tapping, deci am putea să vedem niște lucruri, dar nici de Shriek nu consider că ar fi destul de rău pe zona de tapping. Nu e rău absolut deloc, dar o să vorbim și despre cât tapping avem în pool ăsta și cum ar putea să afecteze meciul ăsta, că o să ajungem acolo, dar până atunci... Da, just strategia lui Shrikyun, alege gimmick-ul de la the aim and tapping player și iei puncte pe seama asta va fi din partea lui, se pare, strategia. Oh,
da, probabil e finalul acestei mape. Cu Shrikyun luându-și primul punct pe picul său. Pare cu ceva contraataca HowlPleb. Mă gândesc că poate va trece fix pentru un DT undeva. Da, are cele 3 DT-uri și Nomo 5 în mod normal ca hărți strong pe skillset-ul său de care s-ar putea folosi. Am văzut în chat niște oameni care au mințit de faptul că Shrikyun e și el foarte bun pe speed, dar poate aici să intervină o mică diferență între cât de obișnuit e fiecare să joace și skillset-uri în Torment, capitol la care cred că totuși HowlPleb stă ceva mai bine, deci nu văd de ce nu ar merge pe calea aceea de a alege DT-urile și Nomo 5-ul. Și iată că asta se întâmplă direct la Nomo 5. Interesant. Merem pe un pic de tapping, bursty. Da, până începe harta ne luăm puțin timp din timpul personal ca să-i zicem hello lui Andoriu, care e un pic late astăzi, dar mulțumim că a venit nonetheless. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar omul cât e foame, e foame. Understandable, have a nice day. Trebuie să da, acordăm atenție nevoilor fundamentale umane. N-ai ce să măcar faci. Ai venit foarte bine pentru a doua mapă din meciul ăsta, Nomo 5-ul, după ce Shrikyun l-a abuzat un pic pe partea de overlapping pe acel Nomo 6 gimmick pe Howl. Acum e timpul pentru răzbunare, probabil, din partea lui HowlPleb. Da, rămâne de văzut cât de bine se va putea ține Shrikyun pe mapa asta și cum am folosit expresia și meciuri trecute, cred că va seta tonul în cât de bine poate să țină pasul pe așa ceva. Vedem că se descurcă destul de bine, chiar are accuracy-ul mai mare. E foarte mică diferența încât să conteze momentul de față, dar acel miss pentru moment face o diferență mare și dă avantaj. Da, foarte surprizător să vede pe HowlPleb dând primul miss pe Nomo 5 acum. Nu e o hartă deosebit de tapping intensiv pentru nivelul turneului ăsta, deci intervine și acel factor de consistency, de aim consistency, care îți poate aduce niște misuri foarte păguboase și îl vedem pe Shrikyun ținând halfway through the map. Ia că nici mapa nu e foarte lungă, deci va trebui un miss din partea de Shrikyun ca HowlPleb să aibă posibilitatea de a reveni în momentul de față, cât de curând. Da, dacă nu dă miss foarte curând, Shrikyun s-ar putea să fi fugit cu un early breakpoint. Dar nu dă semne ca și cum ar da miss Shrikyun, foarte, foarte consistent pe moment. Stă bine că accuracy-ul nu se chinuie să dea tap la cele streamuri. Oh! Da, îmi pare rău dacă nu descriu acțiunea foarte bine, dar Discord preview-ul e cu purici acum, deci nu... Pot să spun eu că în momentul de față Shrikyun a luat cea parte foarte bine, acum dă un pic de drop la acuratețe, dar combo-ul e avantajul său. HowlPleb, cât ar ține acum în momentul de față, nu ajungi cu nimic, ai fix ultima secțiune din mapă care e long slider-urile de final. Early breakpoint pentru Shrikyun în momentul de față. Da. HowlPleb o să-și dea câțiva pumni în cap probabil după asta. A avut accuracy mai bun by the end of it, deși Shrikyun a avut accuracy superior pentru majoritatea hărții și aia în mod normal i-ar fi adus victoria. Dar acel choc. Da, gen ar fi putut să câștige și dacă HowlPleb ar fi avut FC-ul, dacă ar avea accuracy mai bun, dar așa HowlPleb știind că ar fi câștigat punctul ăsta când dădea miss-ul ăsta. That's gotta hurt, early breakpoint și nu o poziție tocmai comodă acum pentru HowlPleb, deoarece avantajul ăsta de map-ul, de speed picks s-a dus foarte repede și acum dacă nu reușești să obțină un breakpoint, toate astea s-ar putea să fie de ajuns pentru Shrikyun, pentru deoarece nu știu pe ce ar mai putea HowlPleb să ia puncte în afara acestora hărți alese de Shrikyun cel puțin. Nomo 3-ul din partea lui Shrikyun la alegeri. Da, un pic bine gândit, nu cel mai extrem gimmick per se, dar nu e conventional aim și asta
Sau ta să-i prindă bine la momentul ăsta, ca să-și confirme breakpoint-ul. Mai ales că, da, partea de flow aici, pentru Nomo 3 și alternate-ul. Da, mapa Peter Pan. Peter Pan după o tură în Japonia. Cam așa e. Shrikyun cu early miss-ul. Asta putea să momentan avantajul. Da, într-adevăr. Momentan avantajul de câte putem vedea e la Howl, atât pe accuracy cât și pe combo. Dar momentan e începutul, să n-avem mare așteptări încă. No, intrăm în primul KI, ambii playeri. Se ține destul de bine de primul KI. O să reușească să meargă mai departe. Avem miss-uri în momentul de față. Nu! Din păcate, nu cred. E foarte bine pentru ambii playeri. Mai ales pentru că HowlPleb, dacă poate să mențină fără niciun miss, o să ia această mapă. Shrikyun fiind în dezavantaj. Un pic de gamba aici. Da, trebuie zis totuși că pe harta asta, care nu-i de tipul alternate acela foarte, cu, știți, pe AR mai mic, cu BPM mai mic, care poate să incomodeze pe cine obișnuiți cu aia, asta e ceva mai... Se pare că avem un miss la Shrikyun. Pentru că așa conventional, HowlPleb pare să aibă avantaj destul de bun pe asta, chiar ține combo halfway through the map, se apropie de 400k, timp ce Shrikyun deja a dat de două ori combo break. Poate de asta n-a ținut cont Shrikyun că nu toate Nomo 3-le sunt făcute la fel și tipul ăsta așa mai liniar, cu pattern-ul mai clean și mult mai puțin urât, ai putea zice, poate să arăte pe altfel, dar vedem totuși dând miss acum around the 500k mark și acum are o mică portiță Shrikyun, poate dacă ține până la sfârșit fără să mai dea un combo break s-ar putea să mai aibă o șansă, dar n-are room for error. Diferența e de mare de scor în momentul de față. Da, poate dacă cei doi și combo, nu știu dacă l-avantajează, doar în câteva miss-uri și niște egg drop-uri din partea lui HowlPleb l-ar putea ajuta în momentul de față. Da, ținu cont că el a dat miss de două ori și acum HowlPleb doar a dat miss așa cam two-thirds way. Deci, poate încă un miss acum, să vedem, dar este traded cu Shrikyun și HowlPleb foarte bine reușește, cred, să-și recupereze breakpoint-ul pe care l-a pierdut. Pare că această hartă este câștigată de Howl, un mic avantaj, dezavantaj, nu știm cum am putea spune pe final. Da, poate l-a prins un pic nerz acolo, deci nu știu, dar treaba așa a făcut-o la începutul hărții și asta i-a asigurat punctul. Da, a ținut-o foarte bine până mai mult de jumătate. În momentul de față, na, având și picul, ar putea să scoată egalitatea la scor și să meargă pe un trend înapoi de trade-uri la scor pe fiecare pe picul său. Dar o să vedem un DT3. Cred că cel mai mare avantaj al lui Howl este faptul că se joacă foarte mult DT. Dar are niște foarte mecanici multe foarte și are un skill set foarte bine stabilit. Are niște mecanici foarte bune. Exact. Mai ales ca map DT3-ul nu-i cea mai... Wow, o să zicem așa. Are, e cea mai scurt, mi se pare, dintre DT-uri. Deci aici poate să fie un pic de gamba dacă cumva sau... Shrikyun, dacă se simte confident să țină combo-ul, să fie doar un egg battle. A, deci aici, nu știu, e dilema asta, că tu ai niște mape foarte strong pe skillset-ul tău de tapping, de DT, de higher reading și adversarul
e destul de apropiat, uneori chiar chiar evenly matched, ai putea zice pe hărți gen DT1 pe care Shrikyun a excelat până acum, dar ce ai putea să mai faci? Că mai ales când Shrikyun e cineva care nu are tocmai niște lacune imense în skillset de care poți să profiți, e un all-rounder și, you know, on some level that can make it hard to draft against him, pick and ban against him. Vedem pe HowlPleb cu un accuracy deficit chiar destul de mare, deși a ținut combo la început. Asta îi conferă avantajul lui Shrikyun. Da, bine, și mapa asta are acel burst de început pe care te ia așa prin surprindere și trebuie să ai foarte mare grijă. Că am văzut ambii player având fix la început miss. Deci... Da, e ritmul, e high, e reading cu care trebuie să te obișnuiești, mai ales trecând de la pool-ul de nomod, poate. Cineva e o tranziție incomodă și chiar bruscă. Și de asta nu-i surprinzător să vedem pe HowlPleb incomodat. Poate și niște combo forcing de la Nurse foarte bine. Îl vedem acum dând miss pe acel slider spam section. Traded de Shrikyun, dar avantajul ăla imens de accuracy îl pune pe Shrikyun la 80.000 de puncte în față. Și pe o hartă atât de scurt, nu știu acum, HowlPleb! HowlPleb s-a dus prea departe cu cursorul și a ieșit din slider. Și nu... He's not having that hurt. Time. Pe propriile picuri, HowlPleb is not having a good time. Nu va reuși să scoată punctul nici pe al doilea pic și cedează, cred că, un al doilea breakpoint la adversar. Cel mai mare dezavantaj, cred că, pe hărțile de DT sunt aceste slow sliders, sincer. Mereu s-a trezit fiecare jucător să dea ori slide back, ori miss, din cauza că mișca cursorul prea departe. Da, ești așa luat de adrenalina aia de te mimici cursorul repede așa dintr-o parte în altă. Te ia ceva încet. Opa, ai dat over aim, slider break. Sliderele au fost dinamicul. Experiența și... ajută. Da, de aici pentru Howl, sliderele au fost ca Achille. A fost efectiv punctul slab al său. I-a dat efectiv pietre, bețe în roate. Da, măcar Howl se poate mulțumi cu un pass no miss. Yeah. Un pic interesant de la HowlPleb, alege Hard Rock 2, Hard Rock-ul de precizie. Eu vrei să referi Shrikyun. Shrikyun, gen... Mă gândeam și în același timp cum se descurcă HowlPleb pe așa ceva oară. E o mapă destul de lineară de felul ei. Nu de tipul acela de alternate cum am avut în Qualifiers și Round of 32 acolo. De mult s-au plâns de faza aia, că mai ales nu puteai scoate accuracy bun și unii se chineau să scoată și combo, deci... Pentru mulți ar putea să fie mai comodă harta asta și un BPM mai mare. Deci, I-am văzut-o mai mult evitată, mai ales în meciurile trecute pe care le-am avut zilele trecute. Am văzut-o și banată, mi se pare că într-un match, această mapă H2-ul. Deci nu știu cât de confortabile sunt unii pentru această mapă. S-ar putea să fie confortabil pentru Shrikyun, având în vedere că a ales-o și... Putea să folosească alte opțiuni, împotriva lui HowlPleb, ceva mai surefire. Dar... Maybe he just feels confident on this, remains to be seen. Deja se începe cu un mic accuracy drop din partea lui Howl. Un miss din partea lui, never mind, un combo reset din partea amândurora. Și în continuare vedem niște miss-uri din partea lui Shrikyun. Un pic de combo avantaj, nu foarte mult, adică sub 50 combo, dar o să facă diferența destul de mult, pentru că în momentul de față a luat lead-ul la score-ul HowlPleb. Și asta îl pune la avantaj pentru că încă n-a ajuns în mapa e un pic mai lungă. Oh, și dă miss. Vreau să zic prostii. Dacă ai văzut și shake-ul acela la HowlPleb, asta e problema. El un pic de aim instabil uneori, un pic de emoții, un pic de shake și asta e uneori
probabil motivul și pentru care a dat atâtea misuri meciul ăsta, faptul că simte emoția acestui meci, care are un adversar așa strong pe partea cealaltă, dar iată că vedem și pe Shrikyun destul de inconsistent pe mapa asta, chiar niște misuri destul de grosolane, nu pe neapărat porțiunile mai dificile, nu știm ce se întâmplă la momentul de față. Un pic de, un pic de emoție, asta îi dă o diferență mare la combo și încă mai are timp HowlPleb, deci... Până acum tot a dat raid-uri la scoruri acest player pe mapa asta. Cred că poate ține în cheie HowlPleb mai multe misuri din partea lui Shrikyun. He just seems to be... Please, client, please! Loading. Dar ar trebui să avem așa o mini-scenă pentru când clientul dă freeze. Loading-ul ăla de la Half-Life să apară pe ecran. True, lol. Spin, amândoi cred că își văd scorurile în momentul de față. Însă avantajul lui HowlPleb nu este unul deloc mare, să-și opri din spinner early ca să se focuseze pe următorul cerc. În timp ce Shrikyun încerca să ia combo-ul, acel scor de pe spinner care l-a pus destul de aproape, dar nu știu dacă va fi suficient. Ultimul cheie, asta s-ar putea să fie punctul crucial, combo crucial pe care s-ar putea să-l facă HowlPleb ca să... Mai fac un breakpoint, dar acum dă miss. Shrikyun are cumva suficient timp, are niște combo. Ca diferență dintre cei doi și începe să se îngroașe gap-ul. Suntem foarte aproape. Aproape sub 10k. Da, și... accuracy-ul ăla îl poate prinde urmă. Miss din partea lui HowlPleb și Shrikyun a întors scorul. Oh, it's going to be dead even going to the end of the map. Va reuși HowlPleb să parcă. Încă un... Nu, cu misul acela, nu, no, și... Shrikyun își câștigă punctul. 6K, ce close match a fost, point pentru Shrikyun. Ce close a fost. Cu match point-ul. Își câștigă picul într-un moment cât se poate de bun. Și acum va avea două șanse să încheie match-ul înainte de tiebreaker. Chiar, fac chiar 3. HowlPleb va avea, va mai avea două hărți pe care le va mai putea alege, dar Shrikyun va mai avea și un pic propria sa alegere ca să încheie match-ul. Cât de close a fost asta, HowlPleb părea in the driver's seat, dar chiar și cu acele inconsistențe, cred că accuracy-ul lui Shrikyun l-a ajutat mult ca să rămână competitiv pe asta. Și să știi, Fallen, că... Pare că avem DT1. Să știi, Fallen, că nu ziceai tu prostii cu spinner-ul ăla, tot de... scorul ăla de la spinner. Având în vedere că spinner-ul mi se pare că dă 1000 puncte per spin, ai 1000 puncte, deci avea, am văzut că Shrikyun avea 14k, puncte bonus de la spinner. Cred că acolo a fost salvarea. Deci spinnerul ăla i-a fost, da, Dumnezeul. Da, că gen scorul de Howl mai ținea. Scorul de pe spinner nu-l pierzi, ai ideea. Și dacă dai mic, dacă dai egg drop. Am văzut la Akaki care când a jucat Hidden 2 în qualifiers că scorul care l-a făcut pe spinner l-a ținut. Da, ăla rămâne. Da. Nu se pierde din scorul final, pentru că îi separat spinnerul și poate asta i-a dat avantajul, plus acel miss pe care l-a avut, a fost o mapă interesantă. Mergem pe DT1 și asta o mapă destul interesantă, de mi se pare că aim asta, nu? Da, dacă nu mă șel. Da, e aim cu câteva burst-uri, va fi destul de evenly match, deoarece Shrikyun se descurcă foarte bine, a fost seed foarte high up în qualifiers pe... Skill set-ul de DT1 consistency. At this point, HowlPleb does not have any better options. Trebuie să-și câștige punctele, altfel îl așteaptă loser bracket-ul. Și nu o să fie o experiență plăcută. Da, dacă sunteți atenți, Shrikyun în momentul de față încă are 100% accuracy și de pe azi suntem în primul sfert a hărții. Încă da, diferența de acuratețe nu prea contează tot timpul, mai ales până la final, acolo se vede diferența. Și când e deja marginal, ajungem undeva peste 5%, deja acolo se vede o diferență de scor majoră. RPSS din partea lui Shrikyun. Acum, în second case, vedem cineva simți presiunea, încă am zis că tărau full combo cu accuracy advantage pentru Shrikyun. Am zis că e foarte bun pe skill set-ul ăsta, chiar dacă HowlPleb a ales mapa. Să
în amândoi încă țin strong, dar vedem foarte multe sute dropate de HowlPleb acolo. E clar că at this point presiunea îl pune foarte... presiunea îl afectează foarte mult. Aici pentru ambii player poate să fie destul de nașpa, pentru că în momentul de față avem un egg battle și primul care începe să dea drop pe un burst la egg ar putea să fie o diferență majoră, efectiv acum, mai ales pe final, când nerfs sunt mai mari. Doar puțin să dea drop la fratețe. Shrikyun cu misul! Miss! Vreau să zic că o să avem egg battle pe DT1, dar nu e cazul. Shrikyun a fost in the driver seat pentru întreaga mapă, dar HowlPleb coming in clutch with the FC on the DT1, se salvează pe moment și prelungește deznodământul acestui match. Nici dacă era scripte, nu puteam avea așa întorsături de situație. Dar totuși incredibil, nu ne-am așteptat la așa ceva. Shrikyun, mare SS la început, acum în ultima lută de combo a pus punct. Aici s-a văzut totul la final, la final a contat totul, a fost totul sau nimic, a fost all in ca la poker și a zis că Quinta Royală, băieții mei, Quinta Royală aici, pe DT1. Asher 3 din partea lui Shrikyun și un small break din partea lui Howl. Se pare că presiunea este foarte mare pentru Howl. Și alege un HR, un hard rock, piatră grea. Cred că prima oară când văd mapa asta pe stream, turneul ăsta, Variable, arată de Domo 3 de OVC 2019, adaptată la slotul de Hard Rock 3, de data asta. Schimbări interesante care le avem, nu știu, nu cred că să jucam HR3-ul până acum, runda asta. Am trebuit să mai verificăm Nu, pe stream n-am văzut, sunt sigur că s-a jucat harta asta, runda asta în general, dar... Pe stream nu mi-am test și eu. Da, deci e o hartă, în teorie, așa de tech, un puțin elemente de alternate, în natura ei e destul de liniară, deci nu cred că va pune mari probleme lui HowlPleb, mai ales, cum a zis, e jucător mai de generic types of maps. Dar da, aici o să fie o diferență mare, pentru că mergând de la HR2, care a fost mai liniară, a fost mai mult de precizie la un tech, Hard Rock, OD10 tech, poate să aducă dificultăți. Ea e drept, nu e chiar la fel de liniară, so... Că ai niște capcane acolo, mai ales la... când are acele spaced doubles, când treci de la jump-uri, poate să te prindă pe nepregătite. Și mai ales acel deep spike de la sfârșit cu alternate-ul, la care ce obții de-o m-am chinuit mereu să țin combo. Acolo, dacă cineva reușește să... Acolo e skill check-ul, de final. Acolo e bine să ți-o să prinzi punctele bonus care îți prind bine, mai ales dacă ești cu combo intact în porțiunea aia, deci să vedem. Yeah. I mean, yeah, both players deserve to advance, dar, you know, cu contra lui Lucris, at this point, I don't know how big of a răsplată va fi, you know, dar... Oricum, bragging rights să câștige match-ul cel puțin Shrikyun la match point pick-ul său, Hard Rock 3 pe Variable. Să vedem dacă va ieși. Sau dacă HowlPleb mai poate să prelungească match-ul. Nici performanța sa pe HR2 nu a fost rea, deci ar putea să avem surprize destul de interesante în momentul de față pentru mapa asta. HowlPleb dă Miss Knight de jump-uri, dar Shrikyun îi dă trade. Înapoi la playfield, suntem destul de egal, că ambii jucători sunt destul de egali în acest playfield, nu între față de... Ambii cu acuratețe foarte, foarte mică, dar în momentul de față ce va conta foarte mult cum se prezintă ei să se țină. Dacă dă cineva miss pe buzz slider și pe slider aim, Shrikyun aparent are un miss. Traded de HowlPleb, scorul rămâne foarte, foarte close. Mai multe misuri de la HowlPleb și acum
going to the second half, Shrikyun va, nu va avea un, un combo advantage, putea să, să-și-l construiască frumușel, dar nu va avea ocazia. Foarte mică diferența de scor. Foarte mică, deci s-ar putea să avem niște stânga ori dreapta. Cum? Oh, da, stream-ul, aia e problema că trebuie să treci de la acel 6 quint de la Aslaga. Oh, oh, da. Ne poate fi tricky, acum pe jump-ul să vedem. Și dubla aia de care am zis. Bam. Al doilea. Acum ai grijă. Au luat amândoi. Na, n-au nicio problemă playerii pe secțiunea asta, deci... Mm. Acum va fi un moment foarte important de ținut combo, vom avea un stream și după aia vom intra într-o secțiune ceva mai intensă. Shrikyun dă miss pe stream totuși și nici pe Basile nu ține. Oh, oh, what? Miss exact what după. Happened there? What? Cum o dă miss pe... Are totuși avantajul, dacă va ține combo, Shrikyun nu va avea cu ce să răspundă, acel 30 combo nu cred că va însemna prea mult. O, dar mai vedem pe altul de miss-uri. În momentul de față diferența e mică, Titus. Deci, este posibilitate de recuperare, mai ales pentru Shrikyun, care are un combo, un mic advantage față da, de... Da, și intră cu el în postarea cea mai grea din hartă, dacă ține aici, va câștiga. Dar nu reușește. Alternate-ul ăla vine de hack cu aim-ul, foarte greu, trebuie să-i dai snap cum trebuie. Și HowlPleb pare să se scurce mai bine, dar acum dă miss. Dar nu știu dacă mai are relevanță, ba, are relevanță, că Shrikyun și-a construit combo în momentul de față. Da, și pe sfârșitul hărții unde e ceva mai free, s-ar putea să ajute? 10 midma. S-ar putea să fie suficient. Posibil. Acum, atâția, nici pe unul ne-a avantaj în momentul de față, deci a fost doar combo în momentul de față. Singur avantaj. Se construiește ușor, ușor diferența. A, da, miss-ul ăla. Nu știu asta, dacă pune, asta pune cuiu pe cuiu în lemn, au bătut cuiu aici. Da, s-a salvat un pic de emoții, ar fi fost foarte close, ar fi, cred că încheia la o diferență de 1K sau ceva de genul ăla, dar miss-ul ăla, sealed it for... Era 3K, if I'm not wrong. Și acum, asta e dilema pentru HowlPleb, poți să ducă meciul la tiebreaker acum, dar ce alegi? Te încrezi mai departe în skill-ul DDT, continui pe aceeași linie, a câștigat acel DT1 cu un FC, dar pe DT3 s-a chinuit puțin. Acum DT2-ul e o hartă de ară 8 plus DT, deci un reading ceva mai accesibil, cred că pentru Shrikyun, așa că... To be honest, chiar aș vrea să văd un TB în momentul de față, pentru că fake promise is a banger. Cred că toată lumea poate confirma și să zic asta. Da. Alege HowlPleb DT2-ul sau are cumva o surpriză, un as în mânecă de care nu știm. Nu știu cu ce-l poți lua prin surprindere pe Shrikyun, dar alege HR1. Incredibil. Ala-i. Oh my god, Rita, merem pe Rita. Deci, într-adevăr, deoarece DT2-ul ăla e mult mai coin flip decât ați crede, nu? Cred că amândoi au... tapping requirement mai mult decât necesar ca să țină acolo, deci ar fi fost foarte RNG, arguably la fel de RNG ca DT1 care, you know, it could have went either way și dacă HowlPleb merge pe aceeași linie de gândire, poate mai bine să aleagă altceva, dar să sperăm pentru el cel puțin că a dat practice la harta asta. Shrikyun iarăși mai are o șansă, nu trebuie neapărat să ajung la tiebreaker, dacă acum poate pune un scor bun, poate să câștige meciul, dar HowlPleb kind of feels it on the hard rock at the moment, apparently. I-am adus o sticlă de apă lui Howl, poate reușește să facă comeback. E și problema dacă v-ați uitat la warm-up la începutul meciului. Parcă îl vezi pe Shrikyun ceva mai confident pe aim și pe aim consistency în general. Deci, nu e to be underestimated pe așa ceva. Da, cum am văzut până acum, hârurile mi se pun mai mult un coin flip. Foarte mult gamba au fost pentru... Mai ales pentru Shrikyun, că el a fost cel care le-a ales. Da, nu a fost de... cam easy win pe mapele alea. De văzut pe jump section, vedem spacing-ul foarte mare dintre cecuri pe harta asta, chiar dacă nu e așa high BPM. E incomod și HowlPleb dă miss pe square-uri. Shrikyun, dacă ține, ar putea să aibă un avantaj foarte bun după primul KI.
și reușește HowlPleb cu încă un miss la finalul acestui an. Momentan partea asta de free combo pentru Shrikyun. Oh, și iau stream-ul. Cambi player. A sacrificat câteva sute acolo Shrikyun ca să țină combo, la fel și HowlPleb acum. Second jump section va schimba ceva situație cumva. Să sperăm. Trebuie să ai foarte mare grijă la reading, Gambi player, și la aim, mai ales fiind slow. Asta secțiunea asta de jumping. Dar noi vedem pe HowlPleb încă un miss și ăla arăta a un tapping problem. Da. Shrikyun acum s-ar putea foarte bine să aibă un decisive lead, 200k în față cu numai o treime rămasă din hartă și are și combo în favoarea lui. Chiar și cu acel miss. Se pare că HowlPleb... Da, da, HowlPleb trebuia să aibă mai mult combo. Și uitați-vă la el, dă și el miss-uri și nu cred că are cu ce să revină. Amândoi dau miss pe alternate section, not surprising that part. Cam greu și... pentru HowlPleb să recupereze momentul de față. Am putea spune că aici se încheie pentru HowlPleb în winner. Ia, nu e o rușine absolut deloc. Shrikyun, foarte bun jucător, kind of a breakout star. Coming into this tournament, seed numărul 5, nimeni nu s-ar fi așteptat și aici arată de ce este capabil. Pentru HowlPleb, din păcate, meciul nu s-a pierdut aici, meciul s-a pierdut pe Nomo 5, meciul s-a pierdut pe DT3, acolo trebuia să-și câștige punctele și cu de-aia trebuia să se folosească ca să câștige meciul, dar din păcate, faltering at that point, pe skillset-urile lui Strong, aia a fost paguba și de asta ajunge să piardă meciul în manieră foarte close. 5-3, Shrikyun avansează în Winners Quarters și are, va avea un matchup de foc împotriva lui Lucris, dar dacă este motivat, cu siguranță va da tot ce poate el mai bun. Felicitări ambilor jucători, felicitări lui Howl pentru evoluția sa în bracketul de Winners, dar din păcate o să treacă în cel de Losers. Iar Shrikyun va avansa în continuare în Quarterfinals, Winners Bracket. Totuși a avut și el o performanță extrem de bună, deși a avut anumite momente când n-a putut să recupereze, să vină cu un mic comeback pe anumite hărți. Dar Howl avea speranțe la el pentru un mic comeback, iar pentru gluma cu sticla de apă, dacă cei care nu știți, care n-ați fost pe live-urile de la Roundtable 2, Emre, care a reușit să bată pe Malijeski după un comeback de 4-0 la 7-5, if I'm not wrong, era ceva de genul și pur și simplu totul ce a schimbat a fost doar o sticlă de apă rece. Indeed. Da, momentul ăla în care îți dai un reset poate să conteze foarte mult acum, ce-i drept. Cum am zis, HowlPleb trebuia să-și câștige picurile, n-avea foarte mare room for error și să obțină acele breakpoint-uri ca să se relanseze în match, dar Shrikyun atât de well-rounded, cu atât de multe opțiuni și atât de resourceful, he pulled up the fight until the end and managed to take the W at the end of it. Dar până la urmă a fost și un pic de gamba, am văzut cât de apropiate au fost unele momente pentru unele mape pentru ambii jucători. Deci acolo a fost un pic de dat cu banul. Yeah. Pentru HowlPleb totuși nimica nu e pierdut, dacă vrea un good placing by the end of it, atât o că va trebui să meargă pe drumul cel lung de Loser's Bracket, unde își va începe drumul împotriva lui Antonio. Deci de acolo poate ar putea să înceapă redemption arcul lui HowlPleb, deoarece îl știm și pe el foarte capabil de performanțe bune, dar astăzi din păcate n-a fost ziua lui pur și simplu, dar așa e mereu, viața câteodată te pune jos și trebuie să te ridici. Timp pare o săptămână să recalculeze, să restrategizeze și să revină. Altfel, pentru noi, cred că pentru streamed matches, cam asta a fost pe săptămâna asta. În seara asta vom așa și map-ul și schedule-ul pentru runda următoare, deci stați pe fază. Și cred că cam asta a fost pentru noi pe ziua de astăzi. O să ne vedem weekendul viitor pentru mai multe meciuri din OS România 2023.
Mulțumim pentru atenție, eu am fost Titus alături de Andoriu și Fallen. Hei! Și salut. Ne vom vedea data viitoare.